de bază. Dacă ar fi să punem alături cele două realități, cea din România și cea din Republica Moldova, ar fi elemente de suprapunere, ar fi o comparație de făcut? O, sunt foarte multe comparații de făcut. Pe de-o parte, eu recomand oricui să se aplece asupra situației din Republica Moldova, mai ales dacă traversează momente de dilemă cu privire la parcursul european al României. Când aud persoane profund dezamăgite de ce ne-a oferit nouă Uniunea Europeană, le recomand călduros să se uite spre Republica Moldova, să vadă cum a evoluat spațiul acesta fără Uniunea Europeană. Nu numai fără Uniunea Europeană, dar acolo teoria foarte în vogă ani de zile, care din păcate cred că și astăzi mai prinde suficient de mult, este o teorie lansată de Vladimir Voronin cu vițelul deștept care suge la două vaci. Voronin spunea, domne, noi nu trebuie să fim nici cu Estul, nici cu Vestul. Noi să fim așa o zonă de întâlnire, să luăm cei buni și de la unii și de la alții și noi o să ducem trai pe vătrai, să profităm de la toți și să nu participăm cu nimic, să nu plătim prețul niciuneia dintre marile blocuri geopolitice. După 25 de ani de filozofie de genul ăsta, acum se vede care este bilanțul. Singurii care au profitat de pe urma acestui joc la două capete au fost racheții, au fost lumea interlopă, crima organizată și oligarhia, care s-a întărit, după aia s-a autoconsumat și acum s-a concentrat într-un singur pol. Avem o oligarhie unipolară în Republica Moldova, după ce ani de zile a fost bipolară.